Seara bună, ora de veche, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, SD Epoch Times, România. O zi în care se pare că toată lumea a uitat de coronavirus și nu are decât o singură preocupare. Cum să câștige capital politic și cum să facă tot ce se poate pentru ca cei de la putere să fie dați jos. Cei de la putere, mie și greu să vorbesc, că nu știu cum ești la putere când ești la guvern, dar în Parlament ăia care parcă ar fi în opoziție, de fapt au majoritate și storpilează toate inițiativele. Și un care pe care din care nu mai înțeleg nimic câteodată. Adrian, tu ce zici? Ce e asta? Eu zic că bun, începem cu concluzia. Ce cred eu că este? Acest partid, și mă refer la Partidul Comunist, că ăștia fac parte din Partidul Comunist, sunt un fel de mutanți, este foarte abil în a se face că se retrage, lăsând România nici moartă, nici vie. Am mai vorbit într-o emisiune de chestii. România nu e nici moartă, nici vie. Este cum e mai rău. Da? Pentru că intră în colaps, zici, domne, gata, colaps, vin băieții, te bagă în sacul de plastic și te duc și la revedere, mâncăm colivă, bem, plecăm acasă. Nu, ei o lasă, e foarte diabolică treaba, de fapt. În momentul în care se retrag, poți să știi sigur că au un plan. Niște oameni foarte abili în a face jocuri de genul ăsta, dar miză zero, de fapt, pentru că n-au fost în stare să creeze nimic toți anii ăștia. Dacă te duci și dai istoria înapoi și zici, bun, hai să ne depărtăm, bun, s-au certat, s-au înjurat, s-au băgat, s-au scos, ok, rezultatul. Da? Macro, deci nu intrăm în cine, care, cum, nu. 30 de ani, da? Bun, cât din 30 de ani, câți ani ați fost la butoane? Majoritatea timpului, probabil că 80% din timp. A făcut cineva pe internet o analiză de genul ăsta, da? Bun. Deci ați fost 80% din timp, da? Ce s-a întâmplat în toți anii ăștia? Și încep să iei. Deficitul, infrastructură construită, indice economici și scoți din analiza asta, dacă vrei, beneficiile pe care le-am obținut pe de-a moca din cauza că ne-am băgat în Uniunea Europeană. Deci încep să scoți chestia aia de acolo și vezi că, de fapt, rezultatul e catastrofal. Nu au făcut nimic. S-au ocupat întotdeauna numai de jocuri de glezne, scandal în Parlament, obstrucție, subminarea statului de drept. Ăștia sunt oamenii. Multă măcăneală la televizor. Am văzut pe Ponta ieșind, spunând la Digi, îi acuza pe cei de la Digi că fac propagandă. Mie îmi pare rău că l-a lăsat să plece chiar așa. După chestia. Nu, lansă, știi? Ăsta este. Uite, cum au plecat PSD-ii de la putere? PSD-ii au plecat la putere după ce Olguța Vasilescu a introdus legea pensiilor, da? În care majora pensii uluitor de mult în septembrie anul ăsta, da? Și vorbind de niște miliarde, zeci de miliarde de lei. După care și Teodorovici făcând gaură dând bani aleșilor locali. Care aleși locali vor avea și pensii speciale, nu? Că asta se va întâmpla după decizia asta de 2 luni. Nu, dar tot ei l-au prorogat, pentru că ele trebuiau să intre în vigoare în vremea lor și l-au prorogat pentru septembrie 2020. Ei cu mâna lor, PSD-iștii. Da, știi, mie mi se pare că ei fac acum, odată, instigă la nerecunoașterea bolii. Asta așa se traduce. Boala e un mizilic, de ce să vă amendeze și să mă ierte PSD-ul, dar ne crede proști pe toți. Adică noi cei care am stat în casă, am respectat restricțiile, nu am bătut pe câmpii pe străzi și practic am respectat legea în ultima instanță. Ne place sau nu, am stat în case. Suntem declarați proști. Pentru că cei care au mers unde au vrut și au făcut ce au vrut, astăzi se trezesc cu amenziile șterse. Da, dar nu despre asta e vorba de la început. De la începutul acestui regim, și mă refer la PSD, de la regimul ăsta neocomunist, asta s-a întâmplat. Hai, uite-te puțin. Ce a făcut Teodorovici? A dat amnistie fiscală, nu? Da. Ce înseamnă amnistie fiscală? Amnistie fiscală înseamnă că pe tine, că tu ai plătit taxele. Bun, să fii sănătos, să-ți dăm o bulină roșie undeva, nu știu, pe un pom.
Și mie, care n-am plătit taxele, mă cheamă Robert Negoiță și am datorii de milioane la stat. Îmi dă stat amnistie. Deci eu am datorii la stat și candidez primar. Unde ai mai pomenit rahatul ăsta? Da? Bun. Și zici, bun, hai să înghițim și violul ăsta. Da? Vine băiatul ălalt, și, da, care e în același partid cu tine și zice, te iert. Pă bune. Și tu care plătești taxe, plătești taxe că ești prost. Și eu care nu plătesc taxe și fur, sunt ok. Te ia și te pune la același nivel. Asta e, aici e toată tragedia. Aici e tot satanizat. Asta e satanismul. Pe ăla care e bun, îl amesteci cu ăla care e rău. Da? Aici e nebunia. Aici vii tu și distrugi. Așa vii și distrugi nivelurile. Da? Ce făceau? Au făcut-o, a zis-o Iohannis la alegeri cu Ponta. Dacă iese Ponta, o să vrea să dea amnistie și grațiere, să scoată pe toată lumea din pârnaie și să-i dea pe străzi afară. Ce înseamnă asta? Exact același lucru. Pentru că asta fac sub diferite forme. Da? Și când faci chestia asta, tu omori de fapt nuanțele. Da? Nu mai există lumină. Ce înseamnă lumină și întuneric? Ce înseamnă bine și rău? Nu. Grămezi. De ce? Pentru că tu de fapt reprezinți florile răului. Ăla se ducea, Dragnea se ducea cu clanuri la ICCJ. Un afront mai mare pentru ideea de justiție, nu vorbim de magistrația care unii dintre ei sunt praf, dar e un afront la ideea de justiție și să avem iertare. Dacă, bun, vrem să... Deci, aveți o problemă cu justiția la vârf? Spuneți-ne, domnule, și nouă, că atunci dăm tot contractul social înapoi, da? Dați frumos drumul să ne putem înarma, da? Terminați cu taxele, că oricum nu faceți nimic decât să furați din ele și hai să ne întoarcem la evul mediu frumos și vedem care dă mai tare cu pumnul, că acolo e standardul. Asta fac ei. În momentul în care omori ideea de justiție, de fapt asta spui, bă, nu e pe cont propriu, ok? Care pe cine știe? Sau cine are sabia mai ascuțită? Ok. Da, să fie clară, pune undeva, să știm toți. Da? Deci, dar ei asta fac și asta au făcut din prima. L-au băgat pe Nemer Nicola de Iulian Vlad, care bătea oamenii pe vremea comunismului, tortura. Are semnătura în dosarul Gheorghe Ursu și semna note. Și ce? L-au băgat pe ce? Nu știu, genocid, 25 de ani. Și ce a făcut? A stat 3 ani? Și l-au scos să facă și el revelionul acasă. Ok? Păi nu, stai un pic, ori e, ori nu e. Deci ăștia sunt oamenii. Și ziceți că ăștia sunt oamenii, că băi, ăștia sunt oamenii. Și da, avem noi o pedeapsă divină că România e așa și pe dincolo. Nu! În Statele Unite fac exact asta. Da? Vreți sufragiu general. Hai să facem alegeri, să votăm toți. Hai să voteze și puștii de 14 ani. În Statele Unite au luat-o mai raznă. Hai să voteze oamenii care n-au cetățenie. Mă, pe bune! Și le dăm și drum. Da? Lumea nu înțelege cum s-a ajuns în alegerile alea de jumătate de mandat. Păi, caravana aia de migranți din America Centrală, America Latină, Mexic și toate țările respective, a ajuns exact la termen acolo. Înainte de alegeri a ajuns la granițele cu Statele Unite. Bă, și ce vreau să fac? E masă de manevră. Ok, de ce combin chestia aia cu alegerile? Pentru că ăsta e rolul acestor oameni. Să creeze haos. Ăsta e rolul. Păi doar undeva de amenzile tale. Oricum, n-au nicio treabă cu ele. Ideea e să distrugi toată treaba. E să distrugi ideea de ordine. Și când vrei să distrugi ideea de ordine, ești automat, te plasezi ca un agent al haosului. Asta fac ăștia. Bun, și iese Klaus Iohannis azi și zice următorul lucru. PSD a populat cu obedienți. Pă bune, asta e o știre? Nu, acum nu fac... Da, e asta o știre? Totul e politizat. Ce, nu știm asta? Da. Începând cu zecile de consilieri din Teleorman. Pă bune, inventați așa peste noapte. S-o fi vărsat carul cu genii în Teleorman, nu? Eu aș vrea să revin cu un punctaj foarte clar, ca să știm cum ne mint. Adică noi știm, dar vreau să știe și telespectatori. Da? Că nu se mai poate. Adică îi vezi în halul ăsta de nesimțiți și de mincinoși încât ții se apleacă, pur și simplu. Deci să știm despre ce vorbim. A fost ordonanță 1 pe 1999. Corect. Care
spunea cum e cu starea de urgență. Pentru cine nu-și aduce aminte, în 1999, Miron Cosma a plecat din Valea Jiului cu armata lui de mineri, manipulați, nu toți conștienți de ce fac, asta li s-a spus, asta au făcut, dar nici atunci nu a fost curată chestiunea și era amestec rus cât în cape, și dat fiindcă erau cât paci să ajungă la București, s-a declarat prima dată în România starea asta de urgență cu care ne întâlnim și astăzi, și au fost opriți într-un final la, dacă vă amintiți bine, la Stoienești, după mizeria de la Costești, în care Ministerul de Interne a fost efectiv umilit și fugărit. Și la vremea respectivă s-a făcut legea, care a fost aprobată fără nicio obiecție, vreau să spun, să punctăm asta, de către Consiliul Legislativ, pentru că era nevoie de avizul Consiliului Legislativ. Care Consiliul Legislativ, care a aprobat fără nicio obiecție, Vlad, dacă putem da documentul? Cine a aprobat fără nicio obiecție documentul ăsta? Consiliul Legislativ, de cine l-a condus? De Valer Dorneanu. Nu e coincidență de nume, e același Valer Dorneanu, indispensabilul Valer Dorneanu, care respinge proclamația de la Timișoara pe legea lustrației, respinge, aprobă legea stării de urgență și așa mai departe. Pe această lege, de fapt această ordonanță, au infirmat-o ei acum, pentru că această ordonanță devine lege pe 1 noiembrie 2004, de data asta e aprobată în Parlament, de către Camera de Deputaților ca for de decizie, nu de Senat, deci de Camera Deputaților, apare pe scheletul ordonanței 1, apare legea 453, publicată în 2004, la 1 noiembrie, care asta face, deci aprobă ordonanța din 1999 privind regimul stării de asediu și al stării de urgență. Cine era atunci președinte al Camerei Deputaților? La 1 noiembrie 2004, Valer Dorneanu, iarăși nu e coincidența. Deci nu vorbim de altă persoană. Ordonanța din 99, transformată în lege 2004, în ambele ipostaze cu semnătura și contribuția lui Valer Dorneanu, este infirmată acum și declarată neconstituțională, ca de noaptea minții așa. Și să spun de ce s-a operat, fiindcă, de pildă, cea 99 era amenda de la 1 milion, adică 100 de lei noi, la 50 de milioane, adică 5.000 de lei noi, pentru că atunci nu se schimbase moneda. Și era normal să operezi schimbări, ca să operezi schimbarea de monedă care intervenise în România. Dar pe articolul pe care acum Curtea Constituțională îl declară neconstituțional, articolul acela 28, nu s-a intervenit deloc. Deci este identic cu cel pe care l-a aprobat Dorneanu. Dorneanu l-a aprobat atunci, în 2004, Dorneanu l-a declarat neconstituțional alaltăieri. Și să-mi spună și mie, când am mințit, că eu m-am plictisit de chestiunile astea, când aceleași personaje, în perioade diferite, în aceleași funcții sau în funcții diferite, fac lucruri care se bat cap în cap și după aia acuză pe alții. Mie mi se pare de-a dreptul îngrozitor, crezând că toți nu avem memorie, și că dacă el iese în față și zice mint liberalii, minte Iohannis, minte presa, minte oricine, lumea chiar și crede. Mizând de ce? Că avem memoria scurtă și nu avem acces la documente. Să știi că unii îl cred. Bine, unii îl cred și pe Radu Mora. Adică da, asta e altă poveste. Serios, vorbesc foarte serios. Unii cred și când ieși și ai, te uși pe casă și cânti cu curigul la megafon și deci, zici că o să găsești lume nebună care te crede. În România te crede. Ca orice. Să fac un rezumat. Pentru știi că era un om care se credea Dumnezeu și spunea că oprește COVID-ul? Da, și i-a trimis și hârtie și l-a dat și în judecată pe Dumnezeu. Serios? Da. Păi cum? Că dacă el era atunci, cum? În sfârșit, e altă. Nu, e un nenea care l-a trimis în judecată pe Dumnezeu. Da, și era un om care avea niște lucruri. Bine, probabil că râdea lumea de el pe internet, dar cer să spun că în România găsești, pot, eu. Problema e că n-a știut să indice adresa, așa i-a respins instanța acțiunea. Că n-a știut să indice adresa și nu pot să, ca să chem ce pe cineva judecată. Ce încerc să spun acum este că, da, deci oamenii ăștia au păstorit această, când încurajezi nebunia, nu? Ce faci? Asta faci. Semeni nebuni și culegi. Păi te-am rugat să arăți documentul. Deci acum o să îmi spune Vlad că, să spun că vreau documentul. Vreau, că vreau să recapitulez.
ca să terminăm cu subiectul ăsta și să se termine cu Dorneanu Sfântul. Dacă nu mă credeți pe mine, asta este ordonanța 1/1999, rezoluția Consiliului Legislativ, care dă aviz favorabil, fără absolut nicio obiecție. Avizează favorabil pe proiectul de ordonanță de urgență, explică de ce avizează favorabil și te rog să mergi până în jos să vedem cine era președinte. Da? Și să faci obiecții, minus articolul care acum declară neconstituțional. Deci este în întregime aprobat. Președinte Valor Dăndanu ștampilat, semnătura lui nu e virgulă, n-a semnat altcineva. Ca să știm. După aceea, această ordonanță pe care ați văzut-o și am ținut să o vedeți, este altoită și din ea, prin aprobarea ei în Parlament, că orice ordonanță mai devreme sau mai târziu ajunge să fie publicată în Parlament, abia pe 1 noiembrie 2004, are ce știa PSD-ul? De ce 4 ani de mandat nu s-a grăbit să aprobe ordonanța din 1999 și s-a trezit exact pe ultima sută de metri când pleca de la putere, în noiembrie 2004, să voteze legea asta? Că uite, a votat-o. Și ea reglementa regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. E o întrebare bună, dar n-aș putea să răspund la ea. Dar eu mă întreb, pentru că ai avut la dispoziție 4 ani și aveai o ordonanță de urgență pe care n-ai discutat-o. Și cu 2 săptămâni înainte de a pleca de la putere o discuți. Și este delicată, adică vorbim de, acum avem starea de urgență, dar starea de asediu implică război. Nu declar decât când ai un război. Da? Așa. Și o votează și pe asta cu domnul pe post de șef de cameră de data asta. Și dragi telespectatori, vă repet, nu ne credeți, mergeți liniștiți și căutați astea două legi. După asta căutați și decretul 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență și o să vedeți că este identic cu cel aprobat de Dorneanu. Articolele pe care acum le-a infirmat nu s-a atinse. Deci cum le-a aprobat el, cum l-a trecut și prin cameră tot el, așa sunt și acum, dar nu mai sunt buni. Că s-a schimbat stăpânul. Păi, întrebarea este... Există un... Bun. Și Dorneanu va ieși și va spune că a ieșit și a ieșit, de fapt, ieri, și a spus tot felul de lucruri, că nu interesează, că nu e Curtea Constituțională cea care este incriminată. Cum nu e Curtea? La CEDO, deși e cu subiect și predicat. Aia e altă ordonanță, că e zilele astea au început să spună mai prostii. Bun, ideea este, ok, unii nu vor fi convinși de ce spui tu, vor fi convinși de ce spune PSD-ul, pentru că nu e vorba de convingere. Nu mă văd să-i conving, dar e problema. N-am destul acces. Eu cred că spun foarte logic, dar merg că le pun în pătrățele, scot în pătrățele fie articolul din ordonanță cu cel din lege și cu cel de la infirmatie, să se vadă că e același. Da. Și nu s-a făcut nicio modificare. Și atunci despre ce vorbește Dorneanu? Nu știu, dar nu e vorba de tine sau de... E vorba, uite, de e exemplu... E vorba de cât mai mult... presa care aiurește cât mai mulți români. Dar vor să fie aiuriți. Ei vor să fie aiuriți. Tu când stai și te uiți la Antena 3 și l-asculți pe, nu știu, pe băiatul ăla de la Lujul, pe Savaliu, care zice nu, hotărârea lui Cedo nu e bună pentru că nu e bună. Na. Da? De ce? Păi e vina lui Iohannis. Și o să auzi în seara asta și ieri ai auzit toată asta și în seara asta o să auzi este hotărârea lui Iohannis și Iohannis e de vină pentru că au dat-o pe Chioveș și jos la presiunea lui Tudorel Toader care se foroia prin conferințe de presă și ieșea fără să răspundă la întrebări și răspundea la întrebări cu niște nonsensuri de zvenea să dai cu capul de masă. Da? Asta se întâmpla. Pleca, bine mersi, având, lăsând senzația că e vreo deșteptăciune, deci era absolut grotesc. Și acum vin și spun așa, Iohannis se devină. Pentru asta că l-a obligat să semneze chestia aia și acum i-o pun în cârcă. L-au făcut notar. Da? De și, fapt, asta au făcut au prin modificările... Uluitoarea lipsă de... Că la ei nu legilor. E lipsă, ăștia nu sunt. Nu poți să vorbești în termen de... Nu poți să-i acuzi că le lipsește rușine. Deci nu au conceptul. Da? Și atunci ce concept au? Păi conceptul lor e că ce spun ei, aia e. Da? Aia e pentru că ajung la foarte mulți oameni prin... Sunt în stare să vină să se uite în cameră. Mass media pe care le se uită le în camera aia. Asta și fac. Și mint ca mint. Niște sconcși, da? Și mint uitându-se în cameră și sunt în stare să susțină minciunea aia de aici până pe lună. Toți. Întrebarea este, dar știu asta. Asta fac în momentul în care dacă te înscrii în PSD,
să zicem, te înscrie în PSD în 2010, știai că asta o să faci. Asta se făcea. Dar și în 96 știai că asta o să faci. Bineînțeles. Da? Și că, nu că numai în că domnul în acela... 90, în momentul în care trădătorul ăla de țară a afirmat că, de fapt, el o să candideze în alegeri, nu, și calcă peste cuvântul pe care îl dăduse, că el doar organizează și s-a răzgândit între timp. Metoda rusească, da? Da. Una spunem, alta fumăm. Da? În momentul în care Nemer Nicola de trădător de țară, până mă Ion Iliescu, afirmă că m-am răzgândit, acum o să și candidez, că vă fac bine, vă merge bine cu mine. Da? Și s-a scăunat practic la putere, avea toate televiziunea, tot radio, toate erau în mâna lui. Și cu mentalitățile oamenilor din pe vremea aia, Cristian Tudor Popescu, care acum e democrat, pe vremea aia înfiera minerii, înfiera piața universității, da? Și ăștia erau oameni. De frică, în doctrinare, nu mai intrăm acolo. Oricum, ăștia erau oameni. Nu, deci, omul ăla a făcut asta. Vorbind de faptul că ce? Cine, era un pod peste Prut, era podul de flori, da? În 91 sau când a fost. Se împlinesc acum 20 de ani. În 2000. Nu, nu. A, la inițială. Inițial. Alea 90-91. 91, da. A venit Snegur și a zis, haideți, domne, că 91, se poate. Corect, pentru că atunci când se făcea podul de flori, trăia Mihai Rusache și era... Haideți, domne, că se poate. Da? Cine a zis nu? Uh-huh. Ăsta, trădătorul de țară, Ion Iliescu, stat pe la Moscova. Veniți să te învețe, da, Valer Dorneanu, democrație. Sună, Valer ăsta ți se pare așa un nume românesc? Nu, nu e vorba de nume, nu, aici, da, problema, eu, nu e vorba de nume, e vorba de ce face. Poate să-l cheme și, nu știu, Gengis Khan. Nu asta contează. Faptele vorbesc. Iar faptele lui Dorneanu vine Sebastian Lăzăroiu și zice că e la comanda unei puteri străine. Țin să fie, țin să fie. Țara la care, pe care am pomenit-o și ieri, în care s-a dus în vizită, în ciuda avertismentului Ministerului de Externe, pentru o conferință la Sankt Petersburg, da? Cum să ratezi invitația lui Putin? S-a dus, a fost singur oficial român care, pe vreme de... Adică bun, noi facem parte, okay, din NATO? Cumva am sancționat Rusia? Cumva pe anumite chestiuni nu discutăm? Ia că tăcă discutăm. Și Valer Dorneanu, am spus tot ieri și o repet, ca poate mă mai aud sau ne văd unii care nu ne-au văzut ieri. Valer Dorneanu este cel care a spus că numai Curtea Constituțională refuză să mai comunice pe tema MCB-ului cu Uniunea Europeană. Nu mai vor. Dar cu Rusia discută. Au vorba aia, fac schimb de experiență. Bun, când îl luați? Întrebarea mea e că stăm și vorbim și mă cănim aici, ardem gazul. Păi când îl luați? Păi când îl iau ei, că ce, eu sunt parchet? Păi, când îl ia cineva? Când se autosesizează cineva? Când vorbim de trădare? Mă întreb așa. Păi când îl luați? Adică câte dovezi ar trebui să existe? Că altfel, știi care e problema? Că dacă tu tot stai și ăla te fură, da? Violează nevasta sub ochii tăi și tu zici, domne, oprește-te. Și n-are nicio legătură, băiatul are treabă, da? Despre asta, dă buzna pe tine în casă și începe să-ți ia din mobile. Și tu spui, băi, stai bă că-s mobilele mele. Și el nici tu îi bagă în seamă. Zice, nu, sunt ale mele. Bun, what's next? Da, care? Deci, că n-ar rost să mai... Nu știu, pe mine mi se pare așa că mă îndoamne... Toți jurnaliștii ăștia de bună credință care spun același lucru de ani de zile, e o poziție foarte dificilă asta, că bine, ragi de zbieri în deșert ca precum Ioan. Da, nu te bagă nimeni în seamă. Și atunci ce? De ce este președintele, să spunem? PSD-ul a făcut și adres. Bă, ok, foarte bine. Eu sunt 100% de acord cu ce spui. Bun, și când facem și noi ceva? Alo? Aici nu vreau să-l, cum să spun, să iau apărarea președintelui. Pentru că se poate apăra singur, e băiat mare. Dar nu e atribuția lui. Nu e atribuția lui. Eu, dar cu e atribuție? Ia unul procuror care se pot autosesiza la niște chestiuni care seamănă... Da? Cum să spun, în fișa postului. Fișa postului. Da, cu acțiune de trădare de țară. Bun, da, de, bun, dar Iohannis, de ce nu vorbește pentru cu că parchetele alea? Eu știu așa, încă n-am ieșit din starea de urgență. Și la cine stare... trebuie să vorbească? Nu, hai să o luăm altfel. Sunt în stare... O clipă, lasă-mă. Deci sunt în stare de urgență. Dacă sunt în stare de urgență, orice infracțiune se judecă în alt regim. Asta vreau să-ți spun. Și bă, inclusiv contravenția are alt parcurs. Infracțiunea cu atât mai mult. Are un regim de urgență, adică există posibilitate, numai că ei se le e frică. Pentru că în felul ăsta s-ar adeveri teoriile alea conspiraționiste, nu degeaba împrăștiate, că această stare de urgență e declarată cât să schimbe regimul România.
Nu trebuie să schimb niciun regim, domnule. E așa au visat. Deci au spus românilor pe anumite site-uri pe care, apropo, Consiliul acela nu le-a interzis. Mm. Adică sunt niște aberații care se pot citi la momentul ăsta de nu știi cum te cheamă. Și pe aceste site-uri s-a spus că, vezi, doamne Iohannis vrea să scape de PSD cu prilejul coronavirusului. Da? Și să dea o lovitură de stat. Ceva de genul ăsta. Păi nu poate să dea o lovitură de stat cât el e la cât putere. Cât timp el e stat. Nu, da. Pentru un tip precum, hai să-l dăm exemplu pe Ponta, orice e posibil. Astăzi a început să țipe la Digi cum că e propagandă faptul că i s-a zis că el a fost PSD-ist. A fost premierul PSD-ului, dar spune că e propagandă. Băi, nu, e foarte simplu. Trebuie doar să iei dosarul de la SRI-a lui Ponta și să-l citești. Dacă îl dă SRI-ul. Faptul că acuzația că e PSD-ist este zero bombat față de păi, dar aia nu e acuzație, e vizibil. A fost premierul României din partea PSD. Ce deci vorbim aici? E absolut zero bombat. Adică tu țip la reporteriță că nu e adevărat că face propagandă? Hai și să le întrebăm de ce a fugit Victoria Nuland. De ce a fugit Ponta de Victoria Nuland? Că aia e una din întrebări. Sau ce căuta în Africa de Sud, în Marțea Neagră? Vânea bizoni. Da? Asta este Ponta. Și așa sunt toți. Dar domnul ăsta, Tăriceanu, cum e cu domnul Tăriceanu? Domnul Tăriceanu zice că guvernul ia măsuri aberante și că singura soluție e încă o revoluție. Asta e o parafrază. Vrea repede, ce vrea, anticipate? Vrea moțiune de cenzură. Da. Soluția nu este decât una singură. Moțiune de cenzură. Și are 2,5%. Și vor și suspendarea lui Claus Iohannis. E haios. E haziu. Dacă mai are 2,5%. Cine le ia în serios pe omul ăsta? Nu știu. El și nu, stăpânii numai. Lui. Nu numai. Că nu cred că n-are stăpânii. Arondații. Da? Există. Și aici intervine toată ceea ce eu numesc parfumul de grup infracțional organizat, că în mod obișnuit pe unul cu 2,5% e cine? Nu-i, ok, e și el pe acolo, dar mai nimic. În momentul în care îl bagi în seamă și îl tot aduci în discuție, pe la televiziuni, pe la... faci un partid balamar din 2,5% ăla, vorba ta, dacă l-are și pe ăla. Da? Nu era el, nu mai avea partid și făcea bugetul. Cifrele arată bine. După care a ieșit și a descoperit că de fapt lipseau 9 miliarde din bugetul ăla. Nu? Făcut de el. Normal. Împreună cu Chițoiu. Înțelegi? Chițoiu făcea bugetul României. Ți-i amintești la masa respectivă, la făcând bugetul fără Viorica? Da. Când Viorica era premier. Dragnea, toată lumea. Da. Și băieții făceau bugetul, dar Viorica nu era, că doar trebuie să semneze. Nici nu poți să cer să facă bugetul. Nu, că ar fi știut, da. La un Excel cu mai mult de 10 rânduri ai pierdut-o. E terminat, trebuie să explici de la început, de la pașul 8. Nu merge. Domnul Ciolacu i-a răspuns domnului... Au și ei nervii lor. Da, Chițoiu? Crezi că e mult diferit, Chițoiu? L-am luat la niște întrebări, dar nu se lasă. Auzi, dar Darius Vulcov crezi că cum ar fi fost? Sau Darius Vulcov, de bine, de rău, a susținut celebra conferință de presă la 10 noaptea într-o vine înainte de Crăciun cu Teodorovici, cu celălalt minunat și a vorbit un pic acolo. A îngăimat niște cuvinte. N-avea nicio legătură cu nimic, dar le-a bălmăjit. Eu nu cred că Chițoiu e în stare de așa ceva. O să vorbească o jumătate de oră? Nu. Chiar nu cred. Deci... Vrei să știi ce a zis domnul Ciolacu? Da. Tovarășul Ciolacu, că domnul pot să-i zic, e scurt. I-a răspuns președintelui declarațiile de la ora 18. Da. Nu s-a referit deloc la ce a spus președintele concret și a zis așa. În ultimele două luni am văzut cea mai mare schimbare la un om politic în România. De la un președinte care se ruga de PSD să-i voteze guvernul Orban. A, domnul președinte. La un om politic măcinat de ură, confuz și cu accente evidente extremiste. Nu știu, că cu acordatul e cam greu la domnul Ciolacu. Cum să face acordul, nu stau să-i spun acum. Iohannis este un politician cu accente de dictator. Atacă instituții fundamentale ale statului, precum Parlamentul și CCR. Da? Adică... Bă, erau sunt sfintele moaște, trebuie doar pupate. E previzibil, nu e previzibil. Doar pupate, dar nu poți să le... ești dictator dacă le ataci. Majoritatea oamenilor mai au bani să supraviețuiască doar o lună de zile. Guvernul în curând nu mai are bani de pensii și salarii.
La fiecare ieșire nu vedem decât o revărsare de ură și batjocură la adresa românilor care așteaptă soluții pentru ce pun mâine pe masă. Vedem un președinte disperat să apere un guvern incompetent și incapabil. A zis el astăzi. Da? La sediul PSD. 7-5-2020. Ce? Care? Asta spune domnul Ciolacu despre acuzații concrete. Cu bătaie de batjocuri a batjocurii. Bun, da? Care... Fie ale Curții Constituționale, ale Parlamentului, ale PSD-ului care legiferează vorba președintului mult și foarte prost în perioada asta și mă tâmpenii face. Apropo, legea aia în care toată lumea, reratele iertate și facturile amânate, a căzut la CCR pentru că aia chiar n-aveau cum să o treacă. Chiar n-aveau. Păi? Dar legea dării în plată a fost declarată bună de CCR, da? Legea, faimoasa legea domnului, cum îl cheamă? Zamfir. Da. Care întoarce pe dos tot sistemul bancar. Și nu cam ține cu băncile. Că slavă Domnului. Îmi plac băncile ca sarea în ochi. Problema asta este că băncile sunt... Ne plac sau nu ne plac, sunt... Ăla e un... Exact, în societatea modernă nu se poate fără banii ele. Banii sunt o proprietate a cuiva. Exact, și nu poți să iei e peste o persoană noapte. Acolo, uh-huh. Juridică, dacă nu de altă natură. Și atunci, dacă tu vii și spui, de fapt, banii tăi, tu practic vii și le diferezi pe banii mei. Da. E ca și cum eu am 1000 de euro aici pe masă și vine statul român și zice, 1000 aia de euro, de fapt, 900 stai tăi, 100 aia mea, oricum o face prin taxe. Deci da? asta face domnul Ciolacu. N-a răspuns la nicio acuzație. Îl faci de râs pe Iohannis. Da, domnule, punctul 1 a făcut asta, punctul 2 a făcut asta, dar cu probe, nu cu afirmații. Că ce stai aici? O înșiruire de afirmații și eu pot să spun, domnule Ciolacu, în poza asta de la PSD, ai PSD-ul în spate și matale, ești un disperat și un mincinos. Și mai știu eu ce mai spun. Acum, oricine, da? Noi putem să vorbim la nesfârșit de situația asta și o să o facem, că nici n-ai cum să vă arată. Păi de ce să facem? Eu blocat tot. Pe de altă parte, încă o dată, trebuie să se întâmple două lucruri. Cred că una este ce facem ca să rezolvăm ce? Situația. Eu nu văd ieșire. Și a doua... Decât la bunul Dumnezeu. Și a doua... ce a generat, ca să știm să nu se mai repete, nu? Ce să genereze? Te rog să spui cum vezi tu lucrurile. Eu sunt pesimista de serviciu. N-am încredere în băieții ăștia, nici de aici până la gard. Eu nu le-aș încredința nicio unghia pe care o tai. Și este un sistem care se perpetuează. E o problemă cu unghia mea. În timp ce vorbim, tot sistemul ăsta, toți anii ăștia, a făcut următorul lucru. Și a creat pepinieră de cadre de partid, că ăștia sunt noi. Da. Da. Și culmea că, de fapt, ești mai vicioși decât ăilalți. Între Șova, pe care... Mă rog, a făcut și niște pușcării. Orguța, îl dădea cu mir doamna Jipa în Senat, parcă. Uh-huh. Și Hrebenciuc, parcă l-ai fi preferat pe Hrebenciuc decât pe Șova. Acolo te aduc. Aici ai. Arta este să faci situația atât de groaznică încât să înjuri democrația și să ceri singur să ajungi din nou după gratii. Asta se întâmplă. Asta face și China comunistă. Vine și zice, ne-a aruncat virusul pe noi. Pe toată planeta. L-au lăsat să meargă. Și de ce spun că l-au lăsat să meargă? Haideți să vă spun că lumea nu înțelege. Timeline-ul cu mizeria aia din Wuhan a fost foarte bizar. Aflăm că știau dinainte. Aflăm că știau din 17 noiembrie. Ziarul lor, condus, sau China Morning Post, condus de Jack Ma, care e omul lor. Da? Ăla nu e un dizident. Patronul Alibaba. Bun. Vin ziarul și zic că am găsit documente după 17 noiembrie. Foarte interesant. Bun. Și ei până pe puțină lume știe. 14 ianuarie? Nu. Pe 18 ianuarie a fost o chermeză mare de tot, că venea anul nou, pe 26, 25, 26 parcă. Deci pe 18 ianuarie au făcut o chermeză mare într-o suburbie din Wuhan, 40.000 de oameni. Într-o sală de aia imensă cum au ei pe acolo, strâns cu toate alea. Și toată lumea au cerut, există documente care atestau că autoritățile locale din suburbia respectivă cereau disperate voie să anuleze evenimentul. Băi, știm că există ceva, documente interne ale partidului. Și le găsiți pe site la noi, dacă vrea și mai chiar îi le dau. În chineză. Da, se pot traduce. Bun. cu Google Translate. Și, deci, au cerut voie de la partid, lăsați-ne să anulăm petrecerea cu sindicatul, că
am auzit că e problemă. N-au primit-o. Pe 18 i-au băgat pe ea în, au strănutat unii pe alții și au tușit, foarte frumos. Mulți s-au îmbolnăvit acolo, o suburbie întreagă din Wuhan care e praf. Pe 19 au început să dea știri. A doua zi au început să dea știri despre virus, că erau blocate toate, nu scria nimeni, vorbind de presa locală. Da? Pe 23 au anunțat, pe 20 ianuarie au început să spună că se transmite de la om la om, deși până atunci spuseseră că nu. Că nu se transmite. Deși existau, iarăși există documente care atestau și inclusiv Taiwanul le spunea la ăștia de la Organizația Mondială a Sănătății, bă, vedeți că ăștia i-au izolat pe unii de alții, e clar că se transmite, da? Și acum există și problema asta. Pe 23 au băgat, pe 23 au băgat, au închis Wuhan. Da? Ok. Și toată lumea zice, da mă, ce vrei să spui? Știți ce vreau să spun? Că e mai oablă de atâta. Au închis Wuhanul, dar avioanele mergeau. Da, au închis Wuhanul, dar plecaseră 4.000. Nu, tot autoritățile lor în ziua. Nu vorbim de chinezii care au plecat înainte. Alea 4 milioane, pe care le recunoaște inclusiv Partidul Comunist Chinez. Le recunoaște, le-a recunoscut primarul din Wuhan. Da. Într-o declarație publică. Păi a doua zi l-au zburat, pentru că a spus asta. Problema nu e. Au zburat cu avioanele prin Iran. Au făcut niște băieți. Am mai vorbit-o la tine în emisiune. Păi bun, dacă tu vii acum și spui, stați un pic, sunteți responsabili, sunteți responsabili, da. De ce n-ați blocat avioanele în Occident? De ce ați lăsat să zboare în Occident? Dar de ce ați cerut Organizației Mondiale a Sănătății să pledeze pentru ca să nu se oprească avioanele? Ca și când i-ar fost, și cu motivația asta comerțul. Dar tu ce ești, Organizația Mondială a Comerțului? OMS-ul, sau pe 1 februarie, ceva în genul ăsta, OMS-ul se rățuia la Rusia și la Statele Unite, care blocaseră intrarea chinezilor pe teritoriul lor. Da? Da? Dar de ce? Da, dacă ești de bună credință, dacă eu știu că am purici și intri la mine în curte și zici, băi, stai că am purici sau ciumă. Dacă am grijă de tine, nu? Spun, bă, lasă, închide ușa, pleacă de aici. Da. Te feresc. Dar dacă nu vreau din responsabilitate. Sau te las. Sau îți trimit un cadou, nu? Uh-huh. Da. Ok. Bun. Ce să spun? Bună, de fulminant. Se întâmplă niște lucruri fulminante. Acum, bineînțeles că plouă iarăși. Plouă cu rapoarte secrete. Ieri a apărut unul belgian în EU Observer, a dat toată lumea, în care ziceau că da, noi știm din 2013 că veneau agenturile chinezești după niște cercetători foarte interesanti, niște cercetători care cercetau arme bacteriologice, la modul... Da, îi suspectează de spionaj biologic. Așa? Da. Foarte interesant ce se întâmplă. S-a luat de Steve Bannon acum. Partidul Comunist a pus tunurile propagandiste pe Steve Bannon din Statele Unite, de parcă pe ăla îl interesează ce zice China despre el. Are dușmani mult mai aproape de cămașe decât China comunistă. Stați liniștiți. E din cauza că a luat contact cu... Noi am avut o știre pe care am comentat-o, o găsiți la noi pe site. Există cineva care a plecat cu documente din laboratorul de virologie Wuhan. Și care a ajuns în Statele Unite și cu care s-a întâlnit de asta Steve Bannon. Acum, deci, de asta, încă nu știm ce a de acolo începe scandalul. Da. Deci nu, că Steve Bannon n-a făcut declarații noi, vorbește într-una de faptul că va exista un proces de tip Nuremberg făcut în Wuhan. Și eu cred că ai putea duce știrea asta la bancă să casezi pe ea. Că mi-a zis mie o rândunică mai de mult treaba asta. Am povestit la tine, e foarte interesant. E absolut interesant. Părerea mea. O zi mare. Va fi o zi mare pentru toată omenirea asta. Problema va fi până că... Până atunci avem în România o liotă. Nu. Avem aceeași liotă. Nu e altă liotă. E aceeași liotă. Care la fel ne-o trage, iertați-mi expresia vulgară, nu fac din asta, dar... Bătaia, o trage o bătaie. Așa, ne umilește, ne scuipă, ne face în toate felurile. Da, așa. De câțiva zeci de ani. Și după asta țipă că nu suntem recunoscători. Da. Și dacă cumva ne dă dreptate un for extern, spune, bapa mă, tu ți-ai făcut-o. Păi cum adică?
Cum poți tu PSD, după ce am văzut o țară întreagă, ce a făcut Tudorel cu raportul ăla de 20 de pagini citit la presă, cum s-a dus el să pledeze la Curtea Constituțională? Când am văzut toată chestia asta, vine acum CEDO și dă decizia pe care a dat-o și ies sperând și spun CCR-ul că nu-i despre el, PSD-ul că nu-i despre el, Tudorel că nu-i despre el, toată lumea că nu e despre. Deci întrebarea ta e cum poți, cum poți despre, tu PSD adică să faci asta? Cum poți să spui că e de vină Klaus Iohannis? El a semnat decretul de cum eliberare. Poți să spui? Asta e întrebarea ta? Da. Păi poți să spui, dacă n-ai rușine. Întreb și eu, eu n-aș putea. Mie mi-ar crăpa obraz. Păi ce, tu ești PSD? Nu sunt, eu sunt om. Și ei nu sunt tot oameni, ce-s marțieni? Nu sunt. Poate ori fi extratereștri și nu sunt extratereștri, sunt niște căzături. Da. Știi cum, știi cum se întâmplă cu fetele traficate? Ajung în partea cealaltă, le bat, le fai de capul lor ce le fac, le iau actele, da? Le pun la produs și după care, din când în când, pești mai intră acolo și le mânghe și le spun că le iubesc, de fapt. Știi? Unii dintre ei, deci o metodă e asta. Râzi? Păi nu, că asta se întâmplă. Mă gândesc la un violator care îi spune victimei sale, vai ce te iubesc, draga mea. Și o spune cu dispreț. Adică... E de râsul plânsul, ce nu vezi tu, ce, cum râd eu acum. Ăsta e un partid care, eu mâine l-a scoate în afară a legii, iertați-mă că o spun și mi-a spus. Dar asta nu e o soluție, asta e doar un început. Păi nu, să-l scot în afară a legii ca după aceea să-l pot lua la întrebări pentru faptele lui, pentru că vezi că dacă îl lași o zi din mână, se întoarce împotriva ta. Deci dacă mie mi-ar fi spus cineva că vine ziua minunată în care CEDO să pronunță, are dreptate sau nu are dreptate Chioveși, îi dă dreptate ei și acum să strădui un întreg PSD-ul să ne arate cât suntem noi de tâmpiți și CCR-ul pornește că aici Daniel Morar are un rol foarte mare în infirmarea amenzilor de ieri, că asta poate n-au înțeles câte unii. S-a făcut o updatare după aceea de mărirea amenzilor că lumea le ignora. Dar amenziile de bază astea au fost de la 100 de lei la 5.000 de lei, adică de la 100 de lei vechi, da? Adică 1.000.000 vechi, cum ar veni. Astea sunt amenziile puse inițial. Deci, în condițiile acestea, Daniel Morar a fost de data asta raportor ieri pentru decizia CCR. Și n-a mai avut nevoie ca la multe altele să amâne de 7.000 de ori. Nu! Imediat ce... a fost CEDO la mijlocul deciziei CEDO, CCR-ul a decis în aceeași zi, pe bandă rulantă, toate știrucile cu putință. Inclusiv faptul că însăși ordonanța de urgență toată ilegală. Dar de ce nu l-a întrebat? Domnul Dorneanu, dar ești amic cu mine. Dar nu erai matale la președintele Camerei când s-a aprobat legea asta? Dar nu erai matale la Consiliul Legislativ când ți-ai dat avizul? Nici măcar nu e vorba de Daniel Morar, nu? Păi Daniel Morar pretinde că e un tip cu mințile acasă și nu e PSD-ist, așa spune el. Și dacă stau să mă gândesc cine l-a recomandat și, în... Și Nicolici a susținut, pretinde asta. Da, l-a pe recomandat în CCR nimeni altul decât Traian Băsescu. Nu e trimis în CCR de PSD, ca Lăzăroiu, ca Lazar Cavaler Dorneanu. În primul rând că Traian Băsescu a avut... Marianne Nache și alții. A avut niște alegeri de oameni de tăiat. Are o mână proastă. Îmi spunea cineva că îl laud pe Băsescu. Nu, îl laud pe ce merită lăudat și îl critic de nu mai pot pe ce merită criticat. Are o mână îngrozitor de proastă la oameni. Ce nu știa câte parale face Daniel Morar? Știa. Dar asta nu a împiedicat să-i asigure sinecura la CCR, iar acum să ne doară capul de ce face și o face deștept, că alții sunt și habar n-au drept. Domnul Daniel Morar știe carte, cum știe și Mona Pifniceru carte, numai că nu știu ce se întâmplă acolo, intervine prostituția, sunt decizii cu 7-2 unele dintre ele, adică cum poți să te cheme Daniel Morar să te duci cu ceilalți să semnezi, deci să rămână în afară doar Livia Stanciu și cu cealaltă de la venită fostă consilieră de la Simina. Da? Numai ele două sunt împotrivă. În rest, toată lumea a uitat orice urmă elementară de știința dreptului. Că nu pot să spun altfel.
Auzi, domnule, nu s-au concretizat integral să se nominalizeze ce e contravenție și e lăsată la latitudinea polițistului. Păi așa a fost lăsată de când e făcută legea. Stai un pic. Bă, hai să... Bun. Ce avem în față? Avem o balaură a cărui capete, tu le tai și le cresc la loc altele. Sau dacă ies la pensie, apar alte. Da? Deci o chestie care se perpetuează într-una. Asta înseamnă ce? Că ar trebui să schimbi legea, cum zice... Nu, că ar trebui cumva, e ca și cum ai un fel de buruiană în aia, pe care oricât, bine, noi nici nu o stârpim, dar câteodată mai cade cât un cap, cumva, nu știu, s-a mai întâmplat. Dar vin alții, pe bandă rulantă. Asta ce înseamnă? Că are rădăcini mult mai adânci decât crezi și are sevă. Dacă vrei să stârpești mizeria asta, nu te duci să tai frunzele. Că nu, frunzele sunt frunze. Trebuie să te uiți la rădăcină și să-i dai două. Acum, unde vin? Hai să vorbim așa, la modul... Ce, de unde vine rădăcina asta? Din Ticăloșia românilor? Sau avem o oază de mizerie? Nu, nu cred că avem o genă. Nu. Păi uite ce zice Lăzăroiu. Eu zic că am importat-o, da. Păi Sebastian. Asta vreau să spun, că rădăcina aia se întinde pe sub pământ. Se duce spre est. Se duce mult spre est. Și aici ai o problemă. Dar citește-l tu pe Sebastian Lăzăroiu, că e spectaculos, chiar te rog. Aici ai o problemă, nu știu că mai avem. Aici ai o problemă, că problema respectivă este în felul următor. Dacă băieții ăștia își trag lumina de acolo... 14 minute mai avem. Dacă își trag seva de acolo, problema e că tu trebuie să blochezi cumva conducta aia. Până nu se termină acolo, nu o să se termine nici aici. Nu? Spre asta e problema. Eu așa o văd. Că nu are nimeni curaj să oprească conducta aia în timp ce ea ca păi numai așa, că nu oprește, ne sfidează în continuare. Exact. Deci astăzi ministrul nostru de interne, Vela, și cu ministrul al sănătății al nostru, Tătaru, s-au dus cu 20 de camioane la Chișinău. Și în loc să le primească pe acele camioane, se le-a descărcat în piață unde era normal, în piața centrală din Chișinău, au fost oprit sub un pod la intrarea în Chișinău. Cu o umilință maximă aplicată de domnul Dodon. Asta peste mitocănia de zilele trecute, că vezi, doamne, medicii care s-au dus să-i ajute, s-au dus să învețe meserie de la ei că au morți mai puțin. Adică da. Medicii noștri sunt niște tântălei și s-au dus să ia secretele pe care le-au medicii moldoveni. Chiar dacă erau ultimii proști de pe planetă, domnule, de obrază, ei au venit acolo să te ajute. Da? Exact, și să expun la virus, da? În țara ta. În loc să, dacă vor să moară, să moară pe perna lor. Deci, cum ar putea să aibă premierul Moldovei, pe care nici nu știu cum îl cheamă și nu o să învăț niciodată, și cu domnul Dodon atâta tupeu, decât dacă tupeu vine pe aceeași țavă pe care, din care se alimentează și Dorneanu și alții de la ca ei din România. Da? Deci despre asta vorbim. Nu poți fără un spate să faci chestii de genul ăsta. Dodon s-a asigurat că moldovenii nu aud că sunt ajutoare din România. Dodonio era în stare să-i descarce în pădure, nu sub pod. Dodonio la intrarea în Chișinău. Dodonio e marionetă de ultima speță a Rusiei. Deci nu e. Dodonio e omul care venea și spunea că trebuie să unească Moldova cu Basarabia, dar în partea elaltă. Asta e Dodon. Nu? Deci, sunt filme pe YouTube. Dodonio e descreierare. Și el vorbește în felul ăsta la adresa unui stat NATO. Deci ca să ai tupeu să faci asta. Dacă chiar crezând că presupun că nu te crezi Dumnezeu, deci nu ești material de Spitalul Nou de Obrejea, nu? Și toată lumea le ia în seamă. Platforma domnului Dodon este platforma Rusiei. Toată lumea știe în Moldova. Oprești copiii de țâță pe stradă și o să spun. Iar Chicu este la fel de jalnic premierul. Despre ce vorbim? Ăștia sunt oamenii. Moldova e luată de când a fost nebunia aia de a combinația Maia Sandu cu Andrei Năstase, de care s-a ales praful în 2, 3 și 3 mișcări, evident. În momentul în care ai vrut să faci ceva în justiție, că așa a fost. Haideți să tragem o paralelă, că e păi faptele sunt acolo. Dar tu ți-aduci aminte că... În momentul în care Maia Sandu a vrut să facă ceva cu justiția, da? Să poată numi... nu mai știu ce era, CSM, parcă. Nu, tot Curtea Constituțională a lor. Sau Curtea Constituțională a lor, prin mijloace să nu-i numească, Parlamentul condus de Greceanu, parcă. Da. Atunci Zenaida. S-a rupt filmul. Mm-hmm. Greceanu Zenaida, care a candidat și pe post de primar în Chișinău și
se știe, femeia Moscovei. Nu, dar acolo vreau să spun că s-a putut, pentru că la noi au zis, la noi nu se pot revizui deciziile Curții Constituționale, da, s-a trebuit să spună Dorneanu. Ei, acolo s-a putut și au revizuit singur decizia, după care au demisionat cu toții, dar noi nu, până și Moldova a avut cât de cât în materie de asta puțin bun simț. La noi a ieșit astăzi Danileț și le-a explicat că se pot revizui și deciziile curții noastre, da, care se crede infailibile. Dar cine să-l asculte? Nu-i mai ușor să spui că este pedofil și că era, se plimba cu fata lui pe stradă, el arătând foarte tânăr și aproape incredibil că poate să aibă o fată atât de mare. Și la oră de maximă audiență, Antena 3 spunea că, Danileț e pedofil și că e victima lui pe stradă cu care umblă și era fica lui. Și pentru asta n-a plătit Antena 3, ca pentru multe alte mărșăvii. Că de-aia ajungem să semănăm, cum să spun, o travă în populație, unele dintre televiziuni. Unele dintre televiziuni otrăvesc mentalul colectiv. N-am să contenesc să spun asta niciodată. Toate minciunile cu putință ajung la oameni prin intermediul lor. Și au luat prizonieri, pentru că s-a făcut artistic. Ei, la manipulare, unii dintre ei merită nota 20. Știu să o facă. Uh-huh. La nivel de artă. I-au prins prizonieri și pe oamenii nu mai pleacă, nu mai mută, nu mai folosesc telecomanda. Asta au reușit să facă. E adevărat, n-au mai câștigat alții. Dar pe cei care i-au luat prizonieri nu-i poți elibera. Asta e problema. Păi, nu știu, eu cred că se mai acordă șanse de eliberare. Eu cred că asta se întâmplă în momentul ăsta. Se întâmplă asta în România pe scară națională, se întâmplă asta global, apropo de China. Toată lumea pățește asta. Ăsta e procesul care se întâmplă acum, după părerea mea, umilă, așa cum e. Vreți China, aveți fonduri băgate, banii oamenilor din peste tot, că și Germania are bani acolo. Sunt bani chinezi în City, în City-ul londonez, de aia nu poți să-i tragi de acolo. Și vine cineva și zice, vă plac ăștia chinezii, da? Îi țin pe aia, îi fac praf pe acolo, le dau bătaie și orez și vă fac de toate, da? Sunteți ok? Da, suntem ok. Și dacă se întâmplă să vină să facă vreo măgărie din asta și să o împrăștie peste tot prin lume, vă mai plac? Și unii zic, nu, domne, nu ne mai plac. Și pe ea ieși și tragi deoparte. Și alții zic, da, domne, ne plac. Da? Da. Și mai repeți procesul odată. Și poate că mai scoți niște oameni din gura leului și treci deoparte. Și o să rămână întotdeauna unii care o să țină ca surda pe mormânt, da? E, procesul ăla la un moment dat se va termina. Și când se termină, se termină. Vine cineva, cântă o trompetă și la revedere. Fiecare în treaba lui. Cred că asta este. Ce frumos, păi. Păi nu, da, eu cred că asta se întâmplă, asta e piesa și o bunăvoință maximă, pentru că, într-adevăr, să ai o grămadă de greșiți în jurul tău și să scoți sabia, să începi să tai capete, e foarte ușor. Dacă ai sabia, nu? Zici, bă, gata, hai, dai cu switch-ul și s-a terminat povestea. Nu mai vreau să m-am săturat. Nu? Stai, să mai, că asta nu știi, nu știam când vorbeam despre bătaie de joc la Chișinău. Avionul cu care cei doi miniștri și alți oficiali s-au dus cu ajutoare, trebuiau să se întoarcă, au stat în aeronavă 30 de minute, pentru că compania care gestionează aeroportul nu le-a eliberat autorizație de zbor. Da. Chipurile n-ar fi plătit taxele aeroportuare, chiar dacă, potrivit tratatelor internaționale, aeronavele oficiale sunt scutite de astfel de taxe. Da, da, uite, hai le-au ținut ca pe ultimii golan pe aeroport. Nu, hai să vorbim. Vin să-ți aduc ajutoare. Stai un pic. Și te țin la ușă. Dar după părerea mea, știi ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci în momentul ăsta? Na. În momentul ăsta trebuie să faci... Ai putea să ai două reacții, da? Una dintre ele să zici, ce mă, nu aveți chef de noi? Bine, ne întoarcem și plecăm. Da? Dar oamenii aia de acolo nu sunt moldoveni. Oamenii de aia de acolo sunt niște agenți ruși, niște păpuși ordinare, care au luat captiv, i-au luat captiv pe frații noștri. Asta au făcut. Da? Și tu nu poți să... Tu ești obligat să discuți cu acești trădători și aceste cursuri. Dar n-ai cum să uiți că, de fapt, ei țin captivi familia ta și a mea. Despre asta e problema. Familia ta și a mea, pe care a refuzat-o alt trădător de țară din aceeași gașcă, Ion Iliescu, acum 20 de ani. Și atunci nu poți să-ți permiți să ai țâvne, nu poți să-ți permiți să te faci că uiți. Dar ce trebuie să faci? Păi, trebuie să faci lucruri serioase. A zis-o Ion Sturza, care a fost premier în Moldova ceva timp și are și el buberele, bineînțeles. Dom'le, cablați-vă. Trageți țevi de gaz și sârme de electricitate. Și vă costă 400 de milioane de euro și ăla e un proiect de țară, dacă vrei. Și câștigi și bani de la ei. Și scoți și suveicile alea nesimțite
transnistrene cu firme până Cipru și cu toată porcăria respectivă îi scoți. Bineînțeles că o să sară în cap Rusia împreună și cu Germania, pentru că pe acolo duc sârmele. Dar dacă vrei să faci o treabă, vrei să o faci. Dacă nu vrei să o faci o treabă, atunci ar pui pe Ponta să tragă țeava până la Ungheni și de acolo să o înfunde cu paie. Și, lase acolo. Și să vorbească că am făcut, am cablat, și am după grez, să vină să scoată nu mai înțelegi nimic. În dulcele stil clasic, pe care l-am învățat de la maestrii lui Păpușar și trădători ca și el, să-ți facă, să-ți ia nasul, să-ți-l întoarcă și să-ți umple urechile cu propagandă, dacă vrei să faci o aiureală. Toată lumea zice, mă, cei cu noi românii suntem proști. Nu suntem proști deloc. Prostia este că suntem, că ne-am lăsat că suntem, sau, nu știu, în sfârșit, un accent al istoriei, spuneți-i cum vreți, că nu o să intrăm în discuția aia, că e destul de târziu. Suntem conduși de oameni care nu ne vor rău. Asta e tot. Și că o parte dintre noi sunt suficient de spălați pe cap și sunt luați captivi de către oameni ăștia. Suntem conduși de bandiți. Este tras la bandă cu ce se întâmplă în China, de altfel. Cetățenilor moldoveni, care unii au venit la graniță, că știau, adică au auzit că nu se vrea să vorbească măcar că ar aduce România vreun ajutor. Bineînțeles, că probabil că au mușamalizat știrile pe toate canalele. Da, au mușamalizat pe toate canalele ca să nu se știe că vin și din România ajutoare, să zic că au venit numai din Ungaria și au venit numai de la Rusia. Câtă presă românească ai în... Ai un singur... Licența era lui Plahotniuc. Asta e nenorocirea. Era lui Plahotniuc, care acum s-a supărat. Dar problema e așa. Au fost niște români acolo care au afișat steagurile românești sub podul ăla insalubru. Da. Chicu ăsta sau cum îl cheamă și a permis să întârzie, să-i lase ministrii să aștepte. Nu dă bine să vină. A venit târziu, da? Dar a fost huiduit copios de către românii care au venit, moldovenii care au venit cu steaguri românești. Da. Adică măcar moldoveanul ăla de rând e om, da? Dacă la vârf, că și, da, ca și la noi, cine românul de rând bani? E om, chinezul de rând e om, rusul de rând e om, bani, vârful ăsta, elita asta de 2 lei. România le dădea bani pentru a-i susține toată corupția lui Plahotniuc? S-au iubit mulți cu Plahotniuc, dar... Nu era mână în mână cu PSD-ul lui Liviu Dragnea până când l-au gonit de acolo? Da, era mână în mână și cu Ponta, dar acum cum să spun... Plahotniuc, da, din punctul meu de vedere, Moldova este... E falită. A cui creație este? Nu, Moldova e falită. Când vine la tine și zice, băi, dă-ne bani că suntem frați, da? Tu ce faci? Zici, bă, suntem frați. Ok, uite, eu îți dau banii ăștia și tu faci 1, 2, 3, 4, 5 în tranșe. Și ai zis, făcut, da, și nu faci nimic. Ai făcut gălușca, primești banii după. Uh-huh. Nu vrei banii, nu poți să faci alea? Nu. Sănătate. Știi de ce? Pentru că e ca și cum ai sta cu cancerul înăuntru. Mă lasă să bag bisturiu să scot cancerul? Nu. Bă, bun, acum, atunci du-te. Pentru că banii oamenilor din România ajung să hrănească o gașcă antiromânească, super coruptă, anti-europeană, anti-cinste, anti-ce vrei tu, care ține pe oamenii ăia captivi și atunci tu ce faci? Buboiul ăla, mă lași să-l tai, să-l storc? Nu. Atunci lasă-l să dospească, tată, și când nu mai poți să te scoli de jos, atunci sună-mă. Dacă mai pot să mă sun. Pentru că nu există, nu poți. Deci exact este tehnică de oameni care se duc în bancă, există oameni în bancă, sparg banca, iau pe ea captiv și încep să negociez. Nu negociez cu criminalii. Decât în niște condiții bine asta stabilite. Asta în contrapondere cu onorurile cu care au primit amărâta aia de delegație ungurească, care le-a adus niște măști. Da, bineînțeles. Nu se compare ce ajutoare au adus. Chinezi, nu te supăra. Deci cele mai consistente ajutoare de 3,5 milioane de euro au fost ale noastre. Da? Sunt niște bănuți. Vorbim, Rusia e foarte nou. Adevărul, apropo, că o găsești în cărți, dar nu așa la vedere. Știi? Știi când a fost ultima oară, când e ultimul accident, când a avut loc ultimul accident public la un raportat public la un laborator bacteriologic rus? Știi când s-a întâmplat? Nu știu. Vă spun eu, în septembrie 2019. Îl caut și îl găsesc la mine pe site. L-a găsit cineva. Septembrie. Ok? Nu. Zic. E un fapt asta. Nu vorbește nimeni de el. Cum nu vorbește nimeni de amestecul Franței în toată măgăria asta. Păi n-are cum să vorbească, că ar trebui să vorbească din Institutul Pasteur și ar fi niște probleme. Mai avem câteva minute, poate două, trei. Câte minute mai avem? Scandal mare de tot în Statele Unite. Au găsit
programe ale Pentagonului, pentru cine nu știe, Pentagonul e departamentul apărării 10 american. 10 secunde până la fără timp. Pentagonul american are umor. A avut un proiect de arme bacteriologice desfășurat în Institutul de Virologie Wuhan, să-mi trag una. Okay? Fauci. Ceva milioane. Și pe Fauci era omul, este cheia tuturor acestor programe. Cel puțin ăla e unul în care au demontat tot proiectul din Statele Unite și l-au dus în Wuhan. Și culmea e că Fauci ajunge să fie omul care coordonează echipa de răspuns la coronavirus în Statele Unite. Și văd o știre din evenimentul zilei care titrează așa, că văd cum mai nu se urcă pe Trump. Și nu e nicio problemă, dar ei sunt un pic duali, cred că sunt mai multe tabere și acolo. Nu știu să înțeleagă lucrurile, nu-i condamna. Să dea un mail, mă, că le răspund gratis. Pătrușcă înțelege, nu înțelege capitalul, spun eu. Pătrușcă înțelege, dar se face că nu înțelege. E normal că așa de bine. Și se întreabă de ce vrea Trump să anunța că va dizolva celula aia de luptă împotriva coronavirusului. Pentru că toată lumea știe că Fauci e ca și cum ai da... E ca și cum n-ar conduce-o. Mai, face o, mai rău o decât... O conduce, dar o dă în zid. Da? Și atunci ce face Trump? O face mai mică. Că n-are cum... N-ajunge nicăieri dacă continuă în stilul. Păi nu, dar Fauci îi îmbrățișează pe Fauci și spun democrații... A devenit și foarte popular, evident. Da. Și spun Trump e un ticălos, Fauci știe despre ce e vorba, dar Fauci nu spune cât a lucrat cu chinezii. Ba, toată lumea de acolo și pe câte milioane de euro. Toată lumea de acolo știe. Filmul ăla pe care l-au făcut Epoch Times New York n-a ajuns numai în România. Noi ne-am grăbit să-l dăm, cred că am fost a doua țară. Dar ce se întâmpla în timp ce îl vedeau românii în România, îl vedeau și americanii de la Washington. Stai liniștit că sunt o grămadă oameni care au văzut filmul ăla. Și de o parte și de alta. De aici ni se trag și niște bubițe. Exact, sau și te zic câte unii să ne declare conspiraționiști. Da. Și ce? Care și e povestea? Da. Dacă, haide să vă... Cel mai frumos e răspunsul unui om tăcând, adică nebăgându-l în seamă. Ideea e că... Să ajungă singur la concluzia la care trebuie. De 20 de ani de zile ne hăituie China și încă mai suntem în picioare, eu m-aș mai gândi la întrebări. Zice că am depășit. Am depășit viteza legală. Asta e. Pe mâine, ultima zi din această săptămână, dragii mei, a fost o ediție tristă. Cine oprește pe gropari? Nu știu. Președintele nu poate că n-are prerogative. Dar întreb justiție în țara asta mai e? Căci tocmai v-a arătat Laura Codruța Chioveși că atunci când vrei se poate. Și sunteți destui bărbați, ce Dumnezeule mare. Te refer la femei? Da, mă refer că asta este. Instanțele noastre, din păcate, dorm. Pe mâine.